Bună seara, bun găsit la jurnal. Începem jurnalul cu informația momentului. Ministrul Sănătății, Ceche Otilo, a demisionat din funcție. El s-a declarat nemulțumit de banii primiți de minister la rectificarea bugetară și de faptul că nu i s-a cerut punctul de vedere când s-au împărțit banii. Ceche a precizat că în mandatul său a avut mai multe dispute cu reprezentanții ai Ministerului Finanțelor Publice. Ministrul demisionar spune că și-a exprimat nemulțumirea în ședința de guvern de miercuri și că astăzi a avut o discuție cu premierul Emil Boc, căruia i-a înaintat demisia. Ceche a mai spus că premierul i-a cerut să se răzgândească. Ceche Otilo a susținut că a solicitat încă de săptămâna trecută Ministerului Finanțelor printr-o adresă oficială o discuție în vederea rectificării bugetare, însă nu a primit niciun răspuns. Reprezentantul UDMR și-a exprimat speranța că partidul va găsi în scurt timp un înlocuitor la Ministerul Sănătății și a subliniat că reformele începute în sistemul sanitar trebuie continuate. Ceche va mai sta în fruntea Ministerului încă 15 zile, timp în care premierul Emil Boc trebuie să-i prezinte președintelui Traian Băsescu o propunere pentru ocuparea portofoliului sănătății. Discutăm acest subiect cu Rareș Bogdan, jurnalist. De asemenea, la telefonul avem pe viceprimarul UDMR de Cluj, Laszlo Otilo, medic de profesie, al cărui nume a fost vehiculat anul trecut pentru Ministerul Sănătății. Bună seara, domnule Rareș Bogdan. Bună seara, domnule Laszlo Otilo. Bună seara. Bună seara. Vin la dumneavoastră, domnule Laszlo. Mai întâi să vă întreb, de ce credeți că și-a dat demisia domnul Ceche? Deci, aș începe cu o scurtă precizare. Problemele care au fost semnalate spre opinia publică de domnul Ceche n-au apărut de ieri sau de alaltă ieri. Sunt niște probleme cu care s-a confruntat în această perioadă extrem de dificilă cât timp a fost ministru, de care, luându-se în considerare condițiile, să știți că, după părerea mea, s-a absolvit extrem de onorabil în această funcție. Domnule Laszlo Otilo, știați că urmează să-și dea demisia Ceche Otilo astăzi? Nu vă pot nici confirma, nici infirma. Am purtat o discuție destul de lungă în urmă cu vreo 3 săptămâni, pentru că de multe ori ne-am consultat în anumite probleme extrem de delicate cu care s-a confruntat. Spuneți-mi, e cumva un semn că s-ar putea rupe coaliția la nivel național între UDMR și PDL, respectiv UNPR? Eu nu cred în această clipă că se ajunge la această situație, având în vedere că este o decizie personală a domnului Ceche și cred că se vor găsi soluții de a merge mai departe în perioada ce urmează. O să vă rog să rămâneți alături de noi, comentăm și cu jurnalistul Rareș Bogdan, aflat aici în studio. Domnule Rareș Bogdan, ce spuneți despre această demisie? A fost surprinzătoare, nu era anunțată de nimic. Domnule Spuc, în primul rând constat din nou eleganța unui om politic pe care eu îl apreciez, zic cu sinceritate, pe domnul Otilo Laszlo. Este de o eleganță supremă, inclusiv cu un coleg foarte slab al domniei sale și cu un coleg care n-a reușit nimic în domeniul reformei sănătății. Domnul Otilo Laszlo, care ar fi trebuit să fie ministru al sănătății, dacă nu ar fi intervenit pe fir eminența neagră a UDMR, domnul Vereștoi Otilo, cu siguranță s-ar fi achitat mult mai bine de această misiune decât domnul Ceche. Eu nu plâng după domnul Ceche și nu plânge nimeni din această țară, pentru că acest om a închis 76 de spitale, sigur cu girul premierului și a președintelui, sau 67 cifră finală, dar le-a închis. Deci aceste spitale sunt închise, sunt oameni care s-au îndreptat spre, care au murit pe scările unor spitale închise, pentru că erau obișnuiți de ani, de zeci de ani cu acele spitale. Este un om care n-a reușit nimic în domeniul reformei din sănătate. Este un om care n-a reușit să se bată și să bată cu pumnul în masă, pentru că nu avea forța lui Borbei Laszlo sau lui Gheorghe Frundo pentru a reuși asta. Demisia. Această demisie vine, din punctul meu de vedere, târziu. Dânsul a distrus deja alături de ceilalți miniștri dinaintea sa sistemul de sănătate și vine foarte târziu. Adică, sigur că putem avea o cotă de 1% apreciere, la fel ca atunci când domnul Micle a demisionat că n-a primit 6% din buget pentru învățământ. Deci, din punctul ăsta de vedere, da, pot să-i acord un aplauz foarte mic domnului Ceche Otilo. Dar atât.
Domnule Laszlo Attila, o ultimă întrebare pe acest subiect. E posibil ca dumneavoastră să fiți instalat în locul lui Cheche Attila la minister? Evit să vă răspund pentru că decizia nu mi aparține și această decizie noi de obicei le luăm în mod colectiv și în forurile colective ale Uniunii. Dacă îmi permiteți o singură remarcă la ceea ce a spus domnul Rareș Bogdan. Părerea mea este că în condițiile actuale și în condițiile extrem de dificile, domnul Cheche a făcut foarte multe. Și aici eu l-aș aplauda pentru descentralizarea efectivă care a făcut-o, pentru că ceilalți în celelalte domnul viceprimar, a închis 67 de spitale, arieratele sunt de miliarde de euro, că știți foarte bine. Situația din sănătate este dezastroasă, nu mai există, nu se mai primesc bani pe compensate, știți bine, mai bine ca oricine, lăsați eleganța în interiorul Uniunii pentru bunul Dumnezeu. Sunteți un om de o eleganță supremă, toată aprecierea mea pentru dumneavoastră, dar spuneți lucrurilor pe nume că nu a fost reprezentativ pentru ceea ce ar fi trebuit să dea UDMR la nivelul Bogdan, Guvernului României. În această clipă, acest ministru, domnul Cheche Attila, a luat bobârnace și îmi cer scuze pentru acest termen, pentru niște probleme care nu erau în subordinea. Deci este de ce n-a demisionat atunci, domnul? De ce a acceptat? Nu trăim o vreme când trebuie să încasezi pentru niște lucruri care nu țin de tine. Și aici este problema subordonării casei de asigurări. În această clipă suntem într-o situație când ți se pușcă o țeavă, atunci trebuie să iei o decizie, nu să faci hârtii și să țină răspunsul după 60 de zile. 21 de ani tot pușcă țevi în România și noi tot luăm decizii pompieristice. Domnilor, din păcate, timpul alocat acestei discuții se apropie de sfârșit. O să rămânem cu dumneavoastră și pentru următoarea temă. UDMR Cluj vrea să rupă alianța locală cu PDL. Liderul local al Uniunii, deputatul Mateo Andraș Levente, a precizat că va propune colegilor de partid o hotărâre prin care consilierii locali UDMR să nu mai voteze alături de PDL. Motivul îl constituie decizia primăriei de a organiza în fiecare sâmbătă, în parcarea din Piața Unirii, o piață de desfacere a produselor agricole. Reprezentanții clujenei UDMR critică hotărârea primarului, considerând că o astfel de piață nu cadrează cu Biserica Sfântul Mihail sau Consulatul Ungariei la Cluj. Mai mult, aceștia s-au declarat deranjați că nu au fost consultați de partenerii de coaliție. De acum încolo nu mai există coaliție la municipiul Cluj-Napoca, doar deocamdată pe județ, iar în funcție de cum se va derula în viitor aceste proiecte, tot ce posibil, consilii vor vota cum doresc și nu împreună cu PDL. Pot să votez liniștit cu SL-ul. De cealaltă parte, edilii au evitat să comenteze potențiala rupere a alianței locale. Proiectele interne ale primăriei nu sunt secrete. Acestea au fost analizate îndelung, nu doar în ultima perioadă. Iar, încă o dată, nu cred că această piață volantă ar trebui să deranjeze atât pe cei de la UDMR, cât și pe cei din vecinătatea zonei. Liderii UDMR amenință că neînțelegerile de la Cluj vor avea repercusiuni la nivel central, cei trei deputați de Cluj susținând că nu vor mai vota proiectele coaliției în Camera Deputaților. Ne întoarcem cu jurnalistul Rareș Bogdan și prin telefon cu Laszlo Attila, viceprimarul de Cluj. Domnule Laszlo Attila, informația aceasta în exclusivitate prezentată de ziua de cj.ro și de Realitatea TV Cluj, că UDMR ar putea să nu mai voteze alături de PDL. Cât de iminentă este? Cred că mâine va fi luată această decizie, dar ceea ce ține de această problemă, nu cred că este cea mai fericită locație Piața Unirii pentru astfel de evenimente, mai ales atunci când avem locații consacrate unde s-au mai desfășurat astfel de activități și aici mă refer la Piața Mihai, adică parcarea din Piața Mihai Viteazu. Dar cred că viața o să ne demonstreze că n-a fost cea mai fericită alegere. I-am semnat la domnului primar alaltă ieri această problemă și i-am spus că după părerea mea este o decizie destul de pripită, pentru că eu în continuare cred că trebuie să lăsăm piața să funcționeze. Trebuie să existe o cerere și o ofertă și există locuri dedicate pentru a satisface această cerere. Episodul acesta vine după episodul Plăcuța. Credeți că este o acțiune de hărțuire, să spunem, față de comunitatea maghiară? Nu, eu nu-și considera un gest de hărțuire. Pur și simplu este o încercare, un experiment de a aloca spațiu și producătorilor agricoli. Nu consider cea mai fericită alegere Piața Unirii. Eu mai degrabă aș vedea încă o dată Piața Mihai Viteazu sau, și mai important, să avem aceste piețe volante în cartierele Clujului, acolo unde este omul, unde este cumpărătorul. Haideți să tragem linie. Se rupe alianța sau nu mâine la Cluj?
Nu pot să vă răspund deocamdată, pentru că v-aș putea exprima doar o părere personală. Aș aștepta ziua de mâine. Domnule Rareș Bogdan, ce ar însemna ruperea aceasta alianței la nivelul județului sau a Clujului? Prezumtivă, nu se rupe nicio alianță la Cluj, nu pleacă UDMR de la putere, nici la nivel central, nici la nivel local. UDMR are la Cluj un viceprimar și un vicepreședinte ai Consiliului Județean pe care vor să-i conserve, inclusiv din 2012 în 2016. Nu se pune problema prin demisia domnului Ceche sau prin această piață volantă, prin alegerea acestei locații, să plece UDMR. Restul e un joc de glezne, e o presiune pe care UDMR știe să o facă foarte bine la adresa puterii. Bine face, pentru că are cu cine să facă această presiune. Dacă nu ar avea cu cine, nu ar face-o și n-ar apăsa din când în când pe pedala de accelerație. Sigur că în 1902 împreună ne-am uitat la niște fotografii despre Cluj, în jurul catedralei și pe eroilor erau acele piețe, dar erau cu hostezeni, erau cu oameni veniți de la Someșeni, dinspre statul Gheorgheni, dinspre mănășturi. De atunci au trecut vreo 108 ani sau 109 ani. Cred că între timp Cluj a mai evoluat, deci dacă ar fi producători tradiționali, țărani de la marginea Clujului care să-și vândă produsele, poate aș fi și eu încântat. Am văzut la Viena, am văzut la Köln, am văzut la Marsilia. Dar nu cred astfel de piețe. Dar eu nu cred, pentru că acele produse de la producătorii efectiv ar fi cumpărate de țigani sau de samsarii piețelor și ne-am trezit din nou cu tot felul de maimuțoi care ar vinde numele producătorilor, dar n-au nicio legătură, nicio bucată de noroi sub unghie. Bine, nu cred că vedem. Eu sunt de acord cu Laszlo Tilo, că nu cred vom că vedea, eu, nu vom vedea mâine o locație foarte ce decizie bună. UDMR dacă este nu pleacă, domnule Nicăieri, UDMR stă la borcanul cu miere, sau o presiune făcută de ei. O să îi mulțumesc foarte mult. Îi mulțumesc foarte mult viceprimarului Laszlo Tilo pentru intervenție. Mulțumesc și dumneavoastră, domnule Rareș Bogdan. Vom rămâne împreună pentru a comenta și următoarele subiecte. Guvernul ia în calcul construirea tronsoanelor de autostradă de pe care a fost înlăturată compania americană Bechtel prin parteneriat public-privat. Decizia vine pe fondul lipsei de finanțare de la bugetul statului, a declarat astăzi Emil Boc la postul public de radio. Premierul spune că tronsonul Gilău-Mihăiești va fi scos imediat la licitație și va fi reluată proiectarea pentru scoaterea la licitație a tronsonului Târgu Mureș-Câmpia Turzii. Pentru restul tronsoanelor de la Brașov la Târgu Mureș, guvernul nu exclude procedura parteneriatului public-privat, deoarece banii publici nu sunt nelimitați, a spus Boc. În urma negocierilor cu Bechtel, costul de construire a autostrăzii Transilvania va fi redus, iar compania americană va mai lucra doar pe două tronsoane. Statul fiind liber să liciteze celelalte 6 sectoare de drum, a anunțat ieri ministrul transporturilor Anca Boagiu. Costul unui kilometru de autostradă pe tronsoanele rămase, negociat cu compania Bechtel astăzi, este de 6,9 milioane de euro per kilometru. Vă aprecia în permanență faptul că a înțeles compania Bechtel care sunt exigențele statului român. Proiectul Autostrada Transilvania a început în 2004 în baza unui contract de 2,2 miliarde euro pentru construcția unui traseu de 415 km, dar porțiunea construită până în prezent cu finanțarea statului la 7 ani de la lansarea proiectului depășește cu puțin 10% din traseul total. Până în prezent au fost construiți doar 52 de kilometri de autostradă, toți pe teritoriul județului Cluj, iar lucrările sunt oprite de la începutul anului din lipsă de fonduri. Comentăm și acest subiect cu jurnalistul Rareș Bogdan. 5,9 milioane de euro pe un kilometru de autostradă va lua Bechtel de acum încolo, iar autostrada Transilvania a costat cam 16 milioane de euro pe kilometru. De unde această diferență uriașă? Domnule Spuc, a luat între 3,4 și 4,5 milioane în Croația și în Slovenia, unde a construit tot Bechtel. Faptul că vin acum să negocieze și să-mi spună cât sunt de grozavi cei de la minister și de la guvern că au negociat cu Bechtel, nu, pe mine nu mă încălzește. Eu știu un lucru. Avem 52 de kilometri gata, trebuia să avem 463 de kilometri gata de autostradă, avem o întârziere de 2 ani de zile pentru care nimeni nu spune nimic. Acea întârziere se datorează a 3 persoane și acele 3 persoane trebuie să plătească cu capul. Prima este președintele Traian Băsescu, care a refuzat și care a spus-o public de nenumărate ori în 2005 și 2006 că nu dorește continuarea autostradei Transilvania cu compania Bechtel și s-a întrerupt tot acest contract, după care am asistat la costuri uriașe în 2007-2008 la renegocieri. Al doilea este premierul Tăricianu de atunci, care s-a dus pe aceeași tonalitate cu președintele Băsescu, și al treilea este groparul autostrăzii, un om care trebuia spânzurat în piața publică și care astăzi în continuare este numărul 2 în Ministerul Transporturilor într-un guvern condus de Emil Boc. În 2005-2006 Emil Boc se certa, se bătea
pentru Gheorghe Dobre, Gheorghe, da? Dobre, cu Ghiță Dobre, cu Gigi Dobre, pentru a continua autostrada. Acesta era ministrul transporturilor și a blocat autostrada. Spunând, nu aveți nevoie de autostradă, merge pe coridorul 4. El este în continuare în guvern și vine să bate cu pumnul în piept ca negocia cu Bechtel. Dați-l afară pe Traian Băsescu. Traian Băsescu trebuie să-și ceară Anca scuze față de Ardelen. Anca Boagiu a spus că Băsescu și Gittenstein au un mare... ambasadorul Statelor Unite, Gittenstein, au un mare merit. Anca Boagiu un mai mare merit la acest contract cu Bechtel care a fost... Știți meritul ăsta? Cam meritul pe care l-a avut Hitler când a construit autostrada. Dacă vrei să vei latura aia lui Hitler, o vezi că a construit autostrada de la Praga la Bratislava, pe vremea lui Hitler, sau de la Ulm până la Frankfurt. Păi, da, sunt și astfel de lucruri făcute de Hitler, care a fost un criminal. Dacă doamna Boagiu vine să ne spună că Traian Băsescu ar trebui aplaudat, eu i-aș aduce doamnei Boagiu, o să-i trimit într-un plic ziarele Ziua de Cluj din 2005-2006 cu declarațiile președintelui ei, că nu-i și al meu, în care se opunea cu duritate împotriva continuării acestui proiect. El și premierul Tăriceanu, împreună, braț la braț. Gheorghe Dobre era doar brațul înarmat. Haideți să le spunem clujenilor când am putea avea autostradă până în vest. Eu înțeleg să-l aplaudă atunci când face lucruri bune, dar... Când credeți că vor avea clujenii autostradă până la Paștele Cailor? La Paștele Cailor. Deci dacă continua proiectul și nu-l opreau în 2005-2006, aveam autostradă pe minim 250 de kilometri, nu pe 52. Altfel, o să așteptăm de noi să ne vedem. O să fie licitații, o să fie contestații la licitații pe cele 8 sectoare. Ați văzut, se opune la sectorul Gilău-Nădășel, vrea să vină cu sectorul Borș sub placul de Barcău, pentru că ăla este mai înaintat. Toți parlamentarii de Cluj, președintele Consiliului Județean Cluj, primar, opoziția clujeană trebuie să facă lobby, să continue în primul rând această porțiune. Și nu porțiune, pentru că nu putem rupe, nu putem zbura între cele două porțiuni de 100 și ceva de kilometri. Doar doamna Boagiu poate zbura, că îi zboară ideile prin cap, ei și domnului Dobre. Vine să laude. Pentru ce să laud pe Tăriceanu și Băsescu? Că mi-a oprit autostrada mea și a dumneavoastră? Asta e culmea nerușinării, doamna Boagiu. Culmea nerușinării. Mulțumesc foarte mult. Continuăm jurnalul. Doi polițiști au fost agresați ieri după amiază în localitatea Gilău, după ce au oprit în trafic un șofer care a încălcat regulile de circulație. Bărbatul a refuzat să se legitimeze, iar când oamenii legii au vrut să îl ducă la secție, a încercat să-i lovească. În ajutorul lui au intervenit și alte persoane. Totul s-a transformat într-o busculadă generală, în mijlocul căreia șoferul recalcitrant s-a făcut nevăzut. Totul a început ieri după amiază în localitatea Florești, după ce un echipaj de poliție a încercat să oprească în trafic un șofer care a încălcat regulile de circulație. Șoferul a refuzat să tragă pe dreapta, iar agenții de poliție au plecat în urmărirea lui. Au reușit să-l prindă abia în comuna Gilău, însă bărbatul de la volan nu a dorit să se identifice, moment în care polițiștii au cerut să-i urmeze la secție. Acesta a refuzat, a opus rezistență și prin folosirea forței a încercat să scape. S-a creat polițiștii au trecut, au încercat să-l imobilizeze, în momentul în care s-a opus, s-a zbătut. În ajutorul șoferului au sărit rudele și prietenii lui, care i-au agresat pe agenții de poliție și chiar le-au rupt uniformele. Iar în momentul în care unul din oamenii legii a scos armă pentru a trage un foc de avertisment, l-au lovit peste mână. În busculada creată, șoferul recalcitrant a reușit să scape cu o altă mașină. Până prezent, noi avem suspiciuni vis-a-vis de, deci persoana care a reușit să scape, avem suspiciuni la faptul că nu posedă permis de conducere. Este posibil ca autoturismul să nu fie înmatriculat, iar în același timp numele de matriculare false să fie aplicate pe autovehicul, să fie și false. Se fac mai multe verificări complexe în acest moment, vis-a-vis de antecedentele penale acestea, vis-a-vis de participarea fiecăruia, vis-a-vis de identificarea unor persoane. Polițiștii agresați au fost duși la IML pentru a-și obține certificate medico-legale. Cercetările au fost preluate de procurorii parchetului de pe lângă judecătoria Cluj-Napoca, care au reușit să identifice pe agresori. Ei sunt căutați în acest moment de oamenii legii și cel mai probabil vor fi acuzați de ultraj. Cazul celor doi polițiști agresați ieri în Gilău nu este unic. În ultima perioadă, mai mulți agenți de poliție clujene au avut probleme cu șoferii recalcitranți pe care i-au oprit în trafic. La începutul acestui an, un agent de poliție din localitatea Căpușu Mare a primit un pumn în față de la un șofer tras pe dreapta în timpul unui control de rutină. Oamenii legii au încercat să-l percheziționeze, moment în care bărbatul a devenit agresiv. I-a împins, iar pe unul din ei chiar i-a lovit cu pumnul în față. Până la urmă, șoferul a fost imobilizat și dus la secția de poliție, pe numele său fiind deschis un dosar penal pentru ultraj. Câteva luni mai târziu, un alt echipaj de poliție a fost agresat chiar în centrul Clujului de doi frați. Scandalul a început după ce polițiștii au oprit o mașină care circula cu numere de înmatriculare improvizate, în timp ce unul din
agenți completa procesul verbal de contravenție, șoferul mașinii a început să îl înjure. A încercat să fugă cu mașina și chiar l-a lovit cu portiera. În cele din urmă, agenții au reținut pe cei doi și i-au prezentat procurorilor sub acuzația de ultraj. Parchetul a solicitat arestarea lor pentru 29 de zile, însă magistrații au decis ca tinerii să fie cercetați în stare de libertate, dar cu interdicția de a părăsi localitatea. Potrivit statisticilor Inspectoratului de Poliție al județului Cluj, anul trecut 18 polițiști au fost agresați de infractori. Discutăm în continuare cu jurnalistul Rareș Bogdan. Domnule Bogdan, nicio zi fără știri hilare despre polițiști. Astăzi am aflat că au fost bătuți 4 polițiști. Ieri a fost știrea cu circuitul de Formula 1 de pe autostrada Transilvania. Ce se întâmplă? De schimb spartă. Da. Ce se întâmplă cu poliția, cu oamenii vorbim legii? Vorbim de o disoluție, nu doar cu poliția, vorbim de o disoluție a statului în România. Acum jumătate de oră pe surți am aflat că domnul Ceche, numai că nu s-a bătut cu domnul Boc când și-a prezentat demisia în cabinetul domnului Boc. Deci vorbim de disoluția statului la cel mai înalt nivel. Vorbim, deci în momentul în care în America sau în Germania sau în Austria s-ar fi întâmplat așa ceva, cu niște țigani, cu niște personaje, niște infractori care am zis că se ocupă cu furturi de mașini, șoferul respectiv nu avea permis, nu avea acte la mașini și vine să facă astfel de împreună cu o șleachtă, cu o gașcă întreagă de rude, de nepoți, de unchi, de asta ne arată că în România nu mai domnește legea și este extrem de grav. Eu în locul domnului Păcurariu le-aș chema pe șeful postului de poliție Gilău sau pe cei, dacă erau de la Poliția Drumurilor Naționale, pe șeful drumului și l-aș demite instantaneu, l-aș pune să demisioneze. Pentru că este extrem de grav. Deci să vii cu armele din dotare. Deci bine că nu le-au luat pistolul și au jucat tontoroiul pe pistol. Am înțeles că la dosar, de sursele noastre, domnul Golban și doamna Bianca, care l-au obținut, domnișoara Bianca Suciu de la Realitatea și Alin Golban de la Ziua, au obținut surse că uniforma uneia dintre polițiști este probă la dosar. A fost făcută ferpeniță de către acești vagabonți. Păi dacă noi vorbim de vagabonți, dacă noi vorbim de oameni care își permit să afecteze imaginea unui angajat al statului. Acolo nu vorbim de X că s-a purtat cum trebuie sau nu. El era îmbrăcat în uniformă de polițist, avea legitimație, s-a legitimat și avea pistol lângă el. Păi dacă astfel de lucruri se întâmplă, alți vagabonzi și alți infractori o să facă la fel și o să ne trezim că nu mai putem ieși pe stradă, o să ne trezim că nu mai putem intra în curte la realitate. Ce e de făcut cu acești polițiști? Nu sunt pregătiți, e limpede. S-a întâmplat și în situația de pe stradă Avram Iancu, doi teribiliști, copii teribiliști, au făcut exact la fel cu un alt polițist, numai că nu l-au luat la bătaie. Au întors, au râs de polițist. L-au scuipat, ce să... Păi asta înseamnă respect pentru autoritate, păi înseamnă că nu se știu impune. Înseamnă că au o problemă. Înseamnă că șefii lor ar trebui să-i cheme să le spună, băieți, ori ne facem treaba, ori plecăm acasă și vin alții. Acum când s-a vorbit foarte mult poate despre concedieri, poate să facem ca și Bulgarii, să ne luăm politici din Anglia. S-a vorbit de concedieri, de reduceri de personal, a venit că Traian Iglea și a spus că sunt foarte mulți 20.000 angajați pe file. Nu foarte mult, 20.000. Lucrul acesta se vede. O cifră uriașă. Păi dacă acești 2 sau 4 sau câți ori fi fost în Gilău, au fost pur și simplu au fost călcați în picioare la nivel de imagine, la nivel de mândrie, iar unul dintre ei astăzi povestea într-o cafenea, m-a sunat una dintre sursele noastre și spunea, păi domnule, n-am ajuns, Realitatea a zis că am ajuns la urgență și n-am ajuns. Domnule, ce ai fi vrut să ajungi la urgență? Ar fi trebuit să fii premiat pentru cum ai făcut liniște acolo, nu pentru ce ai făcut, ci pentru faptul că te-ai lăsat intimidat. Dar ce vreți să spun? Eu mă duc seara de la Realitatea, de la Ziua acasă și văd pe calea Turzii toate vagabondele alea, toate curvele alea stând la jos la Baba Novac și mai sus acolo la fostul sediu al Realității, la clădirea de sticlă acolo, lângă cimitir, lângă hotelul Alex și George sau cum s-o fi numind și polițiștii vorbind cu ele și glumind. Păi ce vrei? La ce vreți să mă aștept atunci de la poliție? Polițiștii stau de vorbă cu infractorii prin Neamț, prin Craiova, prin Timișoara, prin Constanța, la Cluj stau de vorbă cu curvele și sunt făcuți zob de către niște vagabonzi. Domnule Rareș Bogdan, mulțumesc foarte mult. Guvernul Boc cheltuie 2,6 milioane de euro anual pentru salariile foștilor prefecți și subprefecți care sunt transformați în inspectori guvernamentali. Vorbim despre acest subiect imediat în jurnal. Guvernul Boc cheltuie 2,6 milioane de euro anual pe salariile foștilor prefecți și subprefecți transformați în inspectori guvernamentali. De regulă, aceștia nu au mare lucru de făcut, spre exemplu, măsoară gropi sau numără pomii. Clujul are 3 astfel de inspectori guvernamentali. Ciprian Aron știe cât câștigă aceștia angajați de lux ai guvernului. Bună seara, Ciprian!
Bună seara! Indemnizația unui inspector guvernamental variază între 4.000 și 5.000 de lei lunar, la care se adaugă 1.200 de lei pentru cheltuieli de cazare și alte câteva mii pentru decontarea deplasărilor. La un calcul sumar se poate spune că anual cifra cheltuielor bugetare se ridică la 11.232.000 de lei pentru întreținerea celor peste 100 de inspectori guvernamentali pe care are România. Trebuie precizat că aceste funcții au fost create în perioada guvernării liberale, atunci când prefecții și suprefecții de miși trebuiau să primească o altă însărcinare, întrucât făceau parte din corpul înalților funcționari publici. Fostul suprefect de Cluj din perioada guvernării Tăricianu, Gheorghe Zoltan, susține că se ocupă de managementul situațiilor de urgență. Verifică întocmirea conform procedurilor, conform normelor legale, a unor documente, cum ar fi un plan de analiză și asigurare a riscurilor, de exemplu, și corespondența cu resursele financiare, materiale, umane, pe care primarii trebuie să le asigure. Pus să numere găurile din asfalt și să facă evidența copacilor din preajma drumurilor naționale, fostul prefect de Cluj, Călin Platon, a refuzat în repetate rânduri să comenteze situația sa pentru Realitatea TV Cluj. Bună ziua, domnul Platon. De la Realitatea Cluj, Cipriana Rom vă deranjează. Domnul Platon, ați... Nu pot acum, îmi pare rău. Președintele Consiliului Județean al Intiș a fost și el pentru câteva ore inspector guvernamental după ce Călin Popescu Tăricianu l-a eliberat din funcția de prefect. El a declarat că un astfel de corp al inspectorilor guvernamentali nu se justifică. Nu poți să creezi o funcție nouă doar pentru a da de lucru la cineva, pentru că înainte de a fi prefect ai o meserie, ai o profesiune. Când nu mai ești, te întorci la meseria ta. Nu trebuie să creezi o funcție doar pentru acele persoane care după ce sunt prefect nu mai au o funcție. De aceea spun că acest corp al inspectorilor ar trebui desființat. Inspectorii guvernamentali au fost trecuți în subordinea diverselor ministere, cei mai mulți la transporturi, agricultură și administrație, fără a primi atribuții clare și nici birouri unde să își desfășoare activitatea. Datele meteo acum: ne așteaptă o noapte senină cu 17 grade în termometre, ziua de mâine va fi însorită cu temperaturi de până la 23 de grade Celsius, însă spre după amiază am putea avea parte de averse de ploaie.